foarte mare importanță unei vești precum aceasta, însă interesant ar fi dacă am stat și ne-am gândit un pic la această treabă, pentru că Hazard a jucat în doar 33% din meciurile lui Chelsea în Europa League în ediția precedentă de aceste competiții, așadar au fost o treime din meciuri cu el, două treimi fără, a marcat un singur gol. Și cu toate astea, iată, cel mai bun jucător ales de UEFA astăzi în precedenta ediție a competiției. Lucruri ciudate, lucruri predictibile, altfel și până la urmă ăsta e peisajul fotbalului din ziua de astăzi. În această direcție, în acest trend, se înscrie și rezultatul sau rezultatele fotbalului românesc din ultima vreme, dar și rezultatul pe care azi Craiova l-a obținut la Voluntari, o victorie cu 2-1, venită în superioritate numerică. Cei de la Voluntari au rămas în 10 oameni încă din minutul 55, au condus cu 1-0, speram să reușească minunea, dar n-au reușit, au rămas în 10 oameni și au pierdut până la urmă pe final de meci. Îmi spunea cineva că a pierdut pe Craiova, probabil a avut handicap, însă Craiova este o echipă care momentan exact asta arată, parcă modelată după chipul și asemănarea antrenorului Papură. Mă gândesc că nu vor mai sta lucrurile în felul ăsta multă vreme, de la 1 septembrie vine Pițurcă și sunt curios cum va arăta Craiova după chipul și asemănarea lui Victor Pițurcă. Nu cred că bine, pentru că Victor Pițurcă, ne aducem aminte, cu bune și cu rele, a avut ceva rezultate, dar nu ne-a impresionat într-un mod plăcut. Mereu au fost voci care l-au contestat, uneori pe bună dreptate, alteori grăbindu-se, dar ținând cont că n-am mai antrenat de vreo 4 ani Pițurcă până la urmă, va fi o provocare interesantă. Mă tem că nu va arăta chiar atât de bine. În momentul ăsta, Liga 1 e precum Liga 2 din campionatul nostru. Și anume, sunt multe echipe acolo de tradiție. Te gândești că probabil o să avem un sezon nemaipomenit de Liga 2, dar până la urmă tot Buzău și Turis sunt pe primele locuri în clasament. Și Liga 1, iată, propune Dan Petrescu, Pițurcă și așa mai departe, toți 1 și 1 antrenori, dar fotbalul lipsește. La Liga 2 nu lipsește chiar în aceeași măsură fotbalul, e un fotbal mai plăcut acolo. O să vă citesc rapid bilanțul. Din păcate, la partida Bologna-Spal, spuneam noi, Bologna să marcheze cel puțin două goluri, dar n-a fost așa, în rest ne-ar fi ieșit biletul în cotă 2 dacă Bologna marca mai mult de un gol. 1-0 a fost scorul final. În privința pariurilor speciale, acele supercote, de data asta n-am fost inspirați după două zile în care am avut 7 din 8 corecte. Azi n-am câștigat. Sevilla a remizat cu Celta Vigo 1-1 și evident a încurcat mulți pariori. Însă la Gladbach cu Leipzig ambele marchează 1-3 slăbuță. Gladbach îngrijorător. Nici Leipzig nu putem să spunem că e chiar vreo Borussia Dortmund sau Barcelona, dar cât de cât rezolvă momentan în startul de sezon lucrurile în felul său. La Sevilla Celta Vigo a mai avut gazdele peste 4,5 cornere, au fost 9 până la final, așadar ne-a ieșit pariu. Bilbao Sociedad, oaspeții sub 2,5 cornere în prima repriză, au avut numai puțin de 0, așadar ne-a ieșit sub 2,5, n-a fost niciun corner. În Liga 1, Botoșani, Academica Clinceni, 2-5 goluri, au fost 4, la limită ne-a ieșit foarte bine acest pariu, mă rog, aproape de limită. Tot la Botoșani, Clinceni, am avut gol în ambele reprize, 2-2 la pauză și incredibil, dar nu s-a mai marcat după pauză, așadar ne-am încurcat aici. Voluntari, Craiova, X2 și 0-4 goluri, pariu câștigat. În Anglia, Championship, Cardiff, Fulham, ambele marchează, pariu câștigător, 1-1. În Germania, Zweite, Nuremberg, Heidenheim, ambele marchează, a fost 2-2,
în linia în care ne și așteptam să se întâmple lucrurile. În Danemarca, un pont, Odense Sønderjys, unul și peste 1,5 goluri, a fost 0-0, ne-a ieșit 1x-ul, dar nu s-a marcat din păcate niciun gol. Odd cu Bodø Glimt în Norvegia, 2-4 goluri, pariu câștigător, 3-1 rezultat final. Olanda, Eredivisie, Emen, Zvole, x2, Erste Divizie, iarăși 3 ponturi, 2 câștigătoare, 1-ul pierdut. Și Turcia, Kayserispor, Galata, x2 și peste 1,5, a fost 2-3 rezultatul final al acestei dispute. Bun. Înainte de a intra în pâine, dați-mi voie să vă citesc mesajul pe care mi l-a trimis Vlad, prietenul nostru din Portugalia. Zice în felul următor: omul stă acolo în Portugalia, știți că ne trimite în fiecare emisiune de vineri, avem ponturile lui pentru Portugalia, pentru că are priză directă la ce se întâmplă în țara în care locuiește, și spune în felul următor: salut Dan, azi prima întrebare de la colegii de serviciu a fost dacă Becali și-a tăiat capul. După cum știm, a fost discuția asta, am făcut și un follow-up acum. Mergem către ponturile lui Vlad din Portugalia. Sporting Rio Ave, ambele marchează și peste 2,5, o cotă de 1,73. Gil Vicente cu Setúbal, 1 solist, o cotă de 2,15, foarte bună. Tondela Santa Clara, 1 solist, o cotă de 2,30. Ne salută și ne dă, iată, cale liberă către meciul weekendului Unibet, Arsenal-Tottenham. Așadar, un meci care sună bine, dar nu sună mai bine decât derbiul din Italia, Juventus și Napoli. Mie mi se pare că acest Arsenal cu Tottenham e precum un tort sau, eu știu, o pâine, hai să zicem un tort că sună mai bine, un tort care a fost făcut acum vreo 5 zile. Încă mai arată bine pe exterior, dar nu mai e la fel de proaspăt, nu mai e la fel de gustos. Așa și cu Tottenham, Arsenal-Tottenham, e derby în Londra. Teoretic un lucru interesant, numai că dacă ne gândim la ce s-a întâmplat în runda trecută, Arsenal, dominată într-un mod clar de Liverpool, a și pierdut partida respectivă cu scorul 3-1 și după meci Jurgen Klopp râdea de Unai Emery, antrenorul lui Arsenal, mirându-se că a fost atât de naiv în fața formației sale. De partea cealaltă avem un Pochettino care dezamăgește crunt, așadar, sincer vă spun, păstrând proporțiile, adică raportându-ne la competițiile din care fac parte, nu-i mare diferență între, eu știu, Papură de la Craiova și acești jucători din acești antrenori, pardon, din Premier League. Haideți să vedem cotele partidei. Arsenal favorită cu 2,41 la victorie, egalul are o cotă de 3,70, iar 2 solist avem o cotă de 2,95. Evident, cote pe care le-am luat din oferta celor de la Unibet. Cote atractive, până la urmă e un derby și sunt convins că suporterea lui Arsenal vor paria pe acest 2.41 și eu voi face la fel. Mă aștept la o victorie a lui Arsenal, deși Tottenham are prostul obicei de a încurca uneori formații care sunt mai bune decât ea, mobilizându-se parcă mai mult decât o face în celelalte partide, dar mă rog, trecem peste acest detaliu. Din oferta Unibet noi am mai selectat câteva idei. Peste 4,5 cartonașe, un meci cu cartonașe, o cotă de 1,80, remiză la pauză, o cotă de 2,32 și gazdele să câștige cel puțin o repriză, o cotă de 1,62. Pontul sau ponturile pentru această emisiune este un pont, dar combinat, format din două pariuri, peste 1,5 goluri în meci și oaspeții peste 3,5 cornere. Așadar, cei de la Tottenham să aibă cel puțin 4 cornere în meci și de asemenea să se marcheze măcar 2 goluri în această partidă, o cotă de 1,66, foarte, foarte bun acest pariu. Și așa cum vă spunea și Sabin în emisiunile trecute, Unibet ne permite chestia asta, să facem la același meci pariu combinat cu mai multe pariuri
care, până la urmă, dacă, eu știu, avem o partidă care ni se pare extrem de, adică lucru care ne face, ne pune în avantajul, că dacă avem o partidă pe care o înțelegem foarte bine, am citit-o foarte bine, să câștigăm doar pe ea, nu-i nevoie să pun 3, 4, 5 meciuri, 6 meciuri pe un bilet, poți să-ți faci un pariu combinat în felul acesta. Vă spuneam, Arsenal, dominat clar tactic de Liverpool în ultima rundă, a râs Klopp de Unai Emery. În rest, începuse bine sezonul, mă rog, bine promițător, aș spune, pentru că a întâlnit pe Newcastle în deplasare, o pradă destul de ușoară, 1-0, n-a fost o victorie categorică, 2-1 apoi în runda a doua cu Burnley pe teren propriu și ghinion, iată, joacă pe Anfield cu Liverpool și pierde cu scorul de 3-1, dar de partea cealaltă, Tottenham mi s-a părut și mai dezamăgitoare. Arsenal a arătat bine cu Dani Ceballos, un jucător care pare foarte interesant, un prospect foarte interesant și iată, Arsenalul pare să renască, pare că nu are nevoie de ani de zile pentru a trece de la lunga domnia lui Wenger pe banca sa la momentul prezent. Pare că se mișcă destul de repede și arată bine, arată promițător. Nu va obține mari performanțe în acest sezon, în primul rând din Europa League, dar lăsând la o parte competiția europeană, nici în Premier League nu cred că va face totuși foarte mult, însă arată ca o formație foarte, foarte plăcută în momentul ăsta. De partea cealaltă, Tottenham a început cu o victorie cu Aston Villa. Vă aduceți aminte, Aston Villa a condus, Tottenham a reușit să întoarcă scorul, nu se știe cum. Apoi a urmat partida cu City, pe care City a dominat-o copios, dar s-a terminat 2-2 până la urmă. Bravo lor! Și ultima rundă, când Tottenham juca acasă cu Newcastle, o formație foarte, foarte slabă, o formație care duce foarte greu mingea în terenul advers, i-a facilitat practic acest lucru adversarului și până la urmă și Pochettino s-a dovedit a fi la fel de naiv și demn de râs precum Unai Emery. Cam astea sunt detaliile partidei. Haideți să vedem și restul meciurilor din Premier League. Sunt câteva selecții interesante, dar rămânem întâi la Arsenal cu Tottenham, pentru că mai avem un pont. Colegii mei mi-au sugerat, ambele marchează, perfect de acord și cu această variantă. Vă spuneam, mă aștept ca Tottenham să fie echipa mai slabă, dar care scoate ceva de la o formație superioară ei de data aceasta. Leicester o primește pe Bournemouth pe teren propriu și, bineînțeles, formația gazdă este favorită. Eu cred că aici vom avea o victorie a formației gazdă, dar cu ambele marchează. Colegii mei mi-au sugerat unul solist, o cotă de 1.70 pentru această variantă. Ce ar fi de spus aici? Că oaspeții au numai puțin de 8 jucători absenți. Bournemouth e o echipă care stă destul de prost din punct defensiv, se apără destul de precar și calitativ stă prost, adică jucătorii n-au o valoare deosebită, dar nici ca organizare Eddie Howe totuși își duce elevii către un joc ofensiv care de multe ori dă satisfacții. Bournemouth din punctul ăsta de vedere e lăudabilă, cel puțin în perspectiva mea. De partea cealaltă, Leicester cu Brendan Rodgers, un antrenor dintr-o bucată, iată ce spuneam, așa am început practic emisiunea și chiar așa o și continuăm. După chipul și asemănarea lui Brendan Rodgers, Leicester în acest sezon e o formație directă, o formație fără foarte multe fasoane, dar care știe să-și atingă scopul. Cred că Leicester va câștiga partida, dar vă spuneam, Bournemouth bună în atac, probabil ambele marchează, e o variantă bună și unul și ambele marchează de asemenea pentru o cotă mult mai generoasă. Crystal Palace o primește pe Aston Villa. Crystal Palace a dat lovitura în runda precedentă, reușind o victorie nesperată, efectiv nesperată la
United la pe Old Trafford cu Manchester United, o echipă care nici măcar nu marcase în primele două runde, căreia îi se cânta prohodul înainte să înceapă campionatul, despre care se spunea că ar putea fi prima care rămâne fără antrenor. E bine, iată, Roy Hodgson a reușit să-și ducă elevii către un debut de sezon notabil. Nu, notabil nu în sensul că joacă fotbal de Champions League, nu în sensul că a obținut puncte importante, ci pentru că după două runde în care, vă spuneam, nici măcar nu marcase, a reușit să dea lovitura bătând-o pe Manchester United în deplasare. De partea cealaltă, nou promovata a pierdut primele două runde, oarecum acceptabilă situația asta pentru o echipă care vine din Championship, însă în runda cu numărul 3 a jucat cu Everton. Everton, o formație cu pretenții, o formație care înainte de startul de campionat era considerată drept o structură solidă în care s-au băgat bani, s-au adus jucători, s-a făcut treabă bună. E bine, iată, Aston Villa o bate aproape fără drept de apel, 2-0 pe teren propriu, în runda cu numărul 3. Mai mult de atât, Aston Villa a marcat în fiecare etapă până acum. Probabil vom avea un meci cu goluri. Crystal Palace profită de faptul că Zaha a rămas și cred eu că am putea vedea un ambele marchează, dar pronosticul colegilor mei sub 11,5 cornere țin foarte mult la ideile colegilor, tocmai de aceea le prezint în mod special. Stilul meu este mai agresiv, însă stilul colegilor mei este un pic mai logic, mai calculat, o cotă de 1,60 pentru varianta aleasă de ei. Southampton ar putea să-i oferă lui Manchester United ocazia de a reveni la sentimente mai bune, să spunem, să traverseze din nou o săptămână ceva mai bună. United poate câștiga această deplasare, fără doar și poate, n-am aici îndoieli din punctul ăsta de vedere. Am putea vedea ceva goluri, United rănită, evident, prima victorie, prima etapă victorie cu Chelsea 4-0, după care, iată, un egal și o înfrângere. Southampton îl are pe bancă pe Hasenhüttl, Ralf Hasenhüttl, teoretic un bonus, practic, zic eu, un mare dezavantaj, pentru că e considerat un antrenor care e un, să zicem așa, la păstrăm proporțiile, un mic Guardiola, însă Hasenhüttl de data asta e la Southampton. La Southampton lucrează cu alt material, lucrează în alte condiții și mă îndoiesc că va putea să reușească mari performanțe. A pierdut în primele două runde, cu mare noroc în etapa cu numărul 3 a câștigat Southampton în deplasare la Brighton. Florin Andone eliminat în minutul 30 și ceva la scorul de 0-0. În felul ăsta Southampton a reușit să câștige la Brighton, scor final 2-0. Chelsea joacă cu Sheffield pe teren propriu. Chelsea, iată, vine după victoria cu Norwich, n-a fost ușoară acea partidă, destul de vulnerabilă în defensivă Chelsea și totuși un joc plăcut din punct de vedere ofensiv, 3-2, Sheffield de partea cealaltă a obținut 4 puncte în debutul de campionat, a pierdut în ultima etapă pe teren propriu cu Leicester, probabil și Chelsea o va bate fără mari probleme, gazdele să marcheze cel puțin 2 goluri, City, Brighton, 36 goluri în meci, o cotă de 1.47. Vă spuneam, la Brighton nu joacă Florin Andone, eliminat stupid, prostește, a făcut un faul la mijlocul terenului care n-avea nicio logică, intrând cu talpa sus pe glezna adversarului, un gest aproape de frustrare și interesant de ținut minte și acest detaliu în perspectiva dublei cu Spania și Norvegia a echipei naționale. City a câștigat la Bournemouth în runda trecută. Bournemouth a reușit să-i marcheze, însă City s-a concentrat foarte mult pe jocul ofensiv, pe creativitatea ofensivă și cred că la fel vor sta lucrurile și de data aceasta. West Ham joacă cu Norwich, vă spuneam, Norwich în runda precedentă 2-3 pe teren propriu cu Chelsea. West Ham un moral ceva mai bun după ce a reușit să câștige prima
partidă din acest sezon, 3-1 în runda precedentă la Watford, peste 2,5 goluri, și Burnley-Liverpool, puține comentarii aici. Totuși, Burnley e o echipă care a marcat în fiecare etapă până acum și cred că o va face și contra lui Liverpool. Așadar, gazdele peste 2,5 cornere, pariul colegilor mei, dar de asemenea încercați și un Liverpool și ambele marchează pentru o cotă mult mai atractivă. Mergem mai departe, haideți să vedem ce se întâmplă în Serie A. Ca să câștigi când pariezi, ai nevoie de informații. Multe. De aceea eu pariez pe NetBet. Aici văd toate meciurile în direct și am informații la secundă. În Serie A, prieteni, avem două derbiuri. Avem pe de-o parte derbiul Romei, dar și Juventus-Napoli. O partidă la care, iată, nu va juca Chiellini. S-a confirmat astăzi, are ruptură de ligamente încrucișate. O lungă perioadă de absență pentru Chiellini. Dar o ocazie pentru De Ligt, care lăsat în prima etapă pe bancă, a fost surprins. De data asta nu va mai fi, pentru că nu va mai fi surprins, pentru că 99,99% va fi titular. În partida asta, duel interesant, Sarri cu Ancelotti, foarte promițătoare partida, probabil un ambele marchează. Milan-Brescia. Milan pierde în prima rundă, iată cât amatorism și la această echipă. L-au dus pe Gianpaolo, a fost un antrenor al Sampdoriei, și pierd în prima etapă la Udinese, scor 1-1. De partea cealaltă, Brescia a debutat cum nu se poate mai bine, a revenit în Serie A cu o victorie 1-0 la Cagliari. Vă spuneam Milan dezamăgitor, totuși cred că nu va pierde în această etapă. 1-0-3 goluri, spun colegii mei, sunt perfect de acord cu ei. Lazio-Roma, ambele marchează, derby în Roma așadar. Lazio vine după victoria cu Sampdoria în deplasare, această victorie, scor 3-3, și tot 3 goluri a marcat și Roma în jocul de acasă cu Genoa, încheiat însă la egalitate 3-3. Probabil mai au goluri, dacă în prima etapă au marcat câte 3. Vom vedea și aici un ambele marchează, dat fiind și că joacă pe același stadion. Atalanta o primește pe Torino în această rundă. La prima vedere pare un meci de ambele marchează, aproape fără să te gândești îți vine ideea asta de a paria pe ambele marchează, însă să ne uităm pe statistica meciurilor directe să vedem că nu se întâmplă totuși chiar atât de des ca ambele să marcheze în disputele directe. Unul și peste 1,5 goluri e o variantă care împacă un pic capra și varza, o cotă de 1,47 de folosit pe bilet. Atalanta vine după 3-2 la Spal, bun, consistent acest debut de sezon. De partea cealaltă însă Torino vine destul de frustrată, eliminată de Wolves din Europa League cu o dublă înfrângere, adevărat o dublă înfrângere cu scoruri mari, 3-2 a pierdut în tur și 2-1 în retur. Urmează prima rundă, o câștigă Torino cu Sassuolo, dar cu gol primit. Probabil vom vedea goluri și aici, sunt 100% de acord cu acest 1 și peste 1,5 goluri. Mai avem ultima partidă, Genoa-Fiorentina. Ar putea fi titular pentru prima oară Ribery la Fiorentina. Fiorentina care a făcut, a participat la spectacol în prima rundă, 3-4 scor final cu Napoli, înfrângere așadar pentru echipa din Florența, dar o înfrângere destul de interesantă, cu merite pentru cei de la Fiorentina. Ambele marchează, ar fi o cotă de 1,58. Genoa a primit și ea 3 goluri în prima rundă. Mergem în Liga 1. Gazmetan Mediaș joacă cu Poli Iași. Gazmetan Mediaș traversează o perioadă bună. Poli Iași are și ea o consistență, o coerență. Probabil vom vedea goluri aici. Peste 1,5 goluri, o cotă de 1,42. De asemenea, Astra o întâlnește pe CFR Cluj. Vă aduc aminte atât în finalul sezonului trecut, cele două s-au întâlnit întâi în semifinalele cupei, acolo unde CFR Cluj a pierdut surprinzător în fața Astrei, surprinzător între mari ghilimele, pentru ca mai apoi, doar câteva zile mai târziu, CFR să meargă la
Astra pe final de campionat, mai erau două etape după această rundă, și să câștige cu un categoric 5-1. Așadar a pierdut calificarea în cupă, dar mai apoi a câștigat fără emoții și mai apoi a câștigat și campionatul peste numai două etape. Ce ar putea să fie aici? Vom vedea. Peste 4,5 cartonașe, spun colegii mei. Greu de pronosticat această partidă. Eu cred că CFR Cluj va câștiga și mai apoi va vedea cum rezolvă mai departe. O situație asemănătoare și la FCSB Viitorul, rămân pe ceea ce am spus și în emisiunea anterioară și bineînțeles la precedentele întâlniri directe. Cred că Viitorul va câștiga, pardon, cred că FCSB va câștiga această partidă. Avem o lungă tradiție de suspiciuni în privința celor două. Uneori am avut dreptate, uneori nu, dar să rămânem precauți. Și mai avem un Sepsi Dinamo, probabil două formații, Sepsi prudentă și Dinamo destul de incapabilă, sub 2,5 goluri, 1,65 de folosit pe un bilet. Mergem mai departe, haideți să vedem care ar fi biletul weekendului. Pentru o cotă de 7,90, colegii mei din redacția Pariuri1x2.ro v-au pregătit un bilețel. Eu vi-l prezint exact așa cum mi l-au oferit ei. Chelsea Sheffield 1 solist, Osasuna Barcelona 2, în continuare Messi se pare că va absenta probabil 4 săptămâni, alte 4 săptămâni. Sporting Rio Ave 1 solist, Rangers Celtic peste 1,5 cornere, Lazio Roma ambele marchează și Arsenal Tottenham ambele marchează. În final, cota biletului ar fi de 7,90. Asta ar însemna că 10 lei pariați, spre exemplu, ne-ar putea aduce, dacă biletul va ieși câștigător, 79 de lei. E tentant. Mergem iarăși mai departe. Haideți să vedem cum putem câștiga bilete la România-Spania. Pe 5 septembrie are loc acest meci. Deja s-au epuizat biletele, din ce am înțeles, dar le mai găsiți la speculă, la suprapreț. Speculanții vând undeva de 3 ori, 4 ori mai scump meciul. Evident, nimeni nu știe nimic de treaba asta dacă e să întrebi pe agenții de pază din zonă, dar noi le oferim gratuite aceste bilete, gratuit vă oferim aceste bilete, 5 bilete, tot ce trebuie să faceți este să intrați pe site, pe adresa pe care o vedeți în partea de jos, pariuri1x2.ro/ia-bilet, și acolo o să vedeți exact ce trebuie să faceți pentru a intra la tombola, pentru la concursul pentru câștigarea acestor 5 bilete. Nu trebuie să interesați foarte mult pentru că partida e pe 5 septembrie. Haideți să mergem mai departe și să vedem care ar fi biletele în cota 2 de mâine. Așadar, biletele în cota 2 de sâmbătă, dar și de duminică, nu doar de sâmbătă. Sâmbătă am ales împreună cu colegii mei Union Berlin Dortmund, toate se dea cel puțin 2 goluri, Osasuna Barcelona 2 și Chelsea Sheffield peste 1,5 goluri. Cota finală în oferta Sportingbet fix 2. Pentru duminică avem așa, la derbiul orașului Roma, Lazio Roma peste 1,5 goluri, adică cel puțin 2 goluri în meci, FCSB Viitorul același pariu și Guimaraes în deplasare la Porto, Porto să marcheze de cel puțin 2 ori. Pariul e foarte bune, dar să vedem și dacă sunt inspirate, pentru că asta face până la urmă diferența. Vă dați seama cum e să fii la o echipă precum Astra în ediția trecută de campionat și să știi dinainte Viitorul, pentru că sunt oameni care au premoniții de genul ăsta. S-a întâmplat în cupă, când Astra a eliminat CFR-ul și apoi câteva zile mai târziu în campionat, când a fost învinsă categoric de CFR și în felul ăsta CFR-ul a ajuns să câștige titlul. Gândiți-vă cât de ușor e să ai inspirație la pariuri în situații când, eu știu, premoniția îți întinde cu adevărat o mână de ajutor. Bun, cam astea sunt biletele noastre Sportingbet. Haideți să răsfoim acum oferta de mâine și să vedem ce altceva mai putem scoate, pe ce mai putem câștiga.
O să începem în Championship, acolo unde Sabin a ales împreună cu colegii noștri câteva partide. Iată la Bristol cu Middlesbrough 1-0-4 goluri, Brentford Derby, două pariuri. Leeds Swansea, oaspeții marchează, ciudată echipă e Leeds în acest sezon, greu de înțeles. Luton Huddersfield, oaspeții peste 1,5 cartonașe, Nottingham Preston, iară două pariuri și Wigan Barnsley sub 3 goluri cu handicap asiatic. În Liga a treia, din Anglia, Peterborough Sunderland ambele marchează, în Belgia numai puțin de 5 pariuri și cote de folosit pe bilet, cote undeva în jurul valorii de 1,50. În Eredivisie, prima ligă olandeză, 3 pariuri, Ajax se joacă la Sparta Rotterdam în această rundă. Danemarca, avem Superliga daneză, Midtjylland Brøndby, gol în ambele reprize și peste 9,5 cornere. Și încheiem periplul în Suedia, acolo unde Norrköping o întâlnește pe Hammarby, ambele marchează la o cotă de 1,53. Mai multe ponturi însă găsiți pe site-ul nostru, pariuri1x2.ro, acolo unde colegii mei au pregătit avancronici detaliate și foarte, foarte multe ponturi. Atât, ne vedem luni, o noapte liniștită, baftă la pariuri! Acest program v-a fost